Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul de YouTube a Școlii de Limbi Străine ca un demn din Sibiu. Mă numesc Kinga Boitor și mi-am propus să promovez programele școlii noastre prin aceste scurte lecții în care explic germana, vorbește, pe românești. Continuăm azi cu câteva formule de salut. Dar înainte de a începe, aș dori să amintesc din nou datele noastre de contact pentru cazul în care ați dori să veniți la o ședință de probă la cursurile noastre pe care le ținem online. Deci, pentru germană, ne puteți scrie la adresa germana@kapa-meu.ro, iar pentru informații legate de cursurile noastre de limba engleză, ne puteți scrie la adresa engleza@kapa-meu.ro. Predăm atât celor mici cât și adulților de toate vârstele. Haideți să vedem. Ați avut o scurtă temă de casă pe care o verificăm rapid. Și anume, ați avut de tradus prima propoziție. Unde locuiește mătușa? Traducerea sună astfel. Wo wohnt die Tante? Repet. Wo wohnt die Tante? Am avut o lecție dedicată întrebărilor care încep cu W. Wo, was, wie? Puteți revedea și acele episoade. În caz că nu înțelegeți de ce sunt aranjate astfel cuvintele în propoziție. Următoarea este cum se numește verișoara și ați tradus, sper, wie heißt die Cousine? Repet, wie heißt die Cousine? Și trei, ce învață fratele? Was lernt der Bruder? Repet, was lernt der Bruder? Bun, haideți să vedem. Saluturile, die Begrüßung, die Begrüßungen, ne aducem aminte că în paranteza pătrată vedeți cum citim și vedem forma pentru singular și forma pentru plural. Începem cu saluturile informale, deci la sosire, foarte des, folosim salutul hallo, și anume înseamnă bună sau servus, mai exact ar fi traducerea hi din engleză. Iar ca exemplu în propoziție avem prietena spune bună. Die Freundin sagt hallo. Repet, die Freundin sagt hallo. Cuvintele le-ați mai întâlnit și în lecțiile anterioare. La plecare, la despărțire, ca și salut informal, folosim des tschüss sau ciao, care ar fi un pa sau un ciao, mai exact traducerea din engleză un bye. Deci, colegii salută, pa sau ciao, învățăm sau reluăm cuvintele coleg, der Kollege, die Kollege, ne aducem aminte că în germană nu avem GG, deci nu citim colege, ci colege, yeah? Der Kollege, die Kollege, și verbul a saluta, grüßen. Grüßen. Deci traducem die Kollegen grüßen tschüss sau die Kollegen grüßen ciao. Haideți să vedem saluturile formale. La sosire, dacă este dimineața, atunci salutăm cu guten morgen. Guten morgen. Și învățăm cuvintele morgen, ja? Der morgen, care înseamnă dimineață. Și atrag aici atenția că în germană există și cuvântul morgen, scris cu mămic, care înseamnă mâine. Deci nu confundăm cele două sensuri. Dacă scriem cu mămare, este dimineață, dacă scriem cu mămic, înseamnă mâine. Deci, guten morgen. Profesoara salută, bună dimineața. Die Lehrerin grüßt, guten morgen. Repet, die Lehrerin grüßt, guten morgen. Apoi, salutul bună ziua, guten tag, guten tag, învățăm substantivul tag, este un substantiv masculin în limba germană, der tag, die tage, așa, oamenii spun bună ziua, învățăm cuvântul mensch, der mensch, die menschen, care înseamnă om, și traducem, die Menschen sagen guten Tag. Die Menschen sagen guten Tag. Apoi, avem salutul bună seara, guten Abend. Repet, guten Abend. Învățăm cuvântul seară, der Abend, die Abende.
Și ca exemplu în propoziție, ospătarul salută, bună seara. Învățăm, der Kellner, și reluăm regula aceea care spunea că dacă este un substantiv masculin sau neutru și se termină pe R, atunci forma de plural rămâne la fel. Deci vedem Kellner și la plural tot Kellner. Și reluăm și verbul a saluta, grüßen. Deci, der Kellner grüßt guten Abend. Repet, der Kellner grüßt guten Abend. La plecare sau la despărțire avem salutul la revedere, ja? Auf Wiedersehen. Repet, auf Wiedersehen. Acel ă se aude foarte slab, în foarte multe regiuni se aude doar un e, auf Wiedersehen. Dar varianta standard ar fi auf Wiedersehen. Și am explicat aici pe margine cuvintele wieder, care înseamnă din nou, și verbul sehen, a vedea, cu care ne-am mai întâlnit. Oaste ți spun la revedere, învățăm cuvântul gast, der gast, iar la plural die geste, vedem și aici că nu citesc geste, ci geste, ja? Der gast die geste. Deci traducem, die geste sagen auf Wiedersehen. Repet, die geste sagen auf Wiedersehen. La reauzire este o formulă pe care în română nu o prea folosim, dar în germană este un salut destul de uzual. Deci dacă vorbim la telefon, ne vom întâlni cu acest salut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Vedem din nou cuvântul wieder, da? Din nou, și hören, a auzi sau asculta. Deci la reauzire. Și ca propoziție am formulat astfel, noi spunem la telefon la reauzire. Am pus un smiley ca să indic că în română nu este așa de uzual această formulă. Învățăm cuvântul telefon și în germană, das Telefon, repet, das Telefon, și structura am telefon, adică la telefon, și atunci traducem, wir sagen am telefon auf Wiederhören. Repet, wir sagen am telefon auf Wiederhören. Alte saluturi uzuale, foarte multe conțin cuvântul bis, care înseamnă până. Exemplu, bis bald. Da? Bald înseamnă curând, deci bis bald înseamnă pe curând. Sau, bis gleich. Repet, bis gleich. Am marcat H-ul, acest CH se pronunță ca un H din cuvântul mișnea. Am mai avut această explicație neștiințifică și în episoadele anterioare. Deci H-ul din Mișnea sună la fel ca și H-ul din Gleich. Gleich care înseamnă imediat, deci practic ar fi pe imediat sau până imediat. La noi nu este uzuală această formulare, dar la ei este folosită. Deci, bis Gleich. Apoi, asemănător avem varianta bis nachher. Repet, bis nachher, se aud ambii H, deoarece am explicat că în cuvintele compuse fiecare element își păstrează pronunția. Deci, în germană există și elementul nach și elementul her. Deci, vom pronunța nachher, bis nachher. Nachher înseamnă după aceea, deci o variantă de traducere la până după ceva, până după aceea, se folosește des, bis nachher, sau bis dann, bis dann. Dann înseamnă atunci sau apoi, deci până atunci, bis dann, sau bis dahin, care înseamnă cam același lucru, da? Bis dahin, până atunci. Am explicat că dahin, luat separat, are și alt sens, da? Dahin înseamnă, de fapt, într-acolo, dar combinat cu bis, este acest salut, da? Până atunci, bis dahin, cam același lucru, cu bis dan, ja? Bis dan sau bis dahin sunt sinonime. Avem și salutul bis später. Bis später, adică pe mai târziu, învățăm cuvântul später, care înseamnă mai târziu, și vedem cuvântul bis și în salutul bis montag, ja? Pe luni, sau până luni, bis montag, reluăm cuvântul montag, fir montag, dar îl puteți recapitula împreună cu celelalte zile ale săptămânii în episodul dedicat
zilelor săptămânii. Deci putem spune this Montag, this Dienstag sau cu orice zi a săptămânii. Apoi am mai ales aici formularea aceasta, this nächstes Mal, this nächstes Mal, pe data viitoare sau până data viitoare. Deci nächstes Mal înseamnă data viitoare. Sau this nächste Woche, this nächste Woche, pe săptămâna viitoare. Așa. Și învățăm cuvântul Woche, cred că l-am avut în episodul dedicat zilelor săptămânii, dar trec și aici încă o dată, die Woche. Ja? Die Woche, die Woche. Săptămână. Așa, și în cuvântul Woche vom avea un H olandez, Woche. Ja? Deci, bis nächste Woche. Așa. Și mai avem salutul bis morgen. Am văzut mai sus explicația că morgen scris cu mâmic înseamnă mâine. Deci bis morgen. Traducem pe mâine, bis morgen. Și am adăugat aici și salutul gute nacht. Gute nacht, noapte bună. Învățăm cuvântul nacht din nacht cu plural nächte. Și am explicat aici că în forma de singular, H-ul este un H olandez, nacht, iar la plural avem H ca în cuvântul mișnea, nechte. Se vede că diferă un pic, deci nacht, nechte. Și cuvântul gut l-am mai întâlnit, înseamnă bine sau bun, deci gute nacht, noapte bună. Așa, un salut care îmi place foarte mult, mach's gut, da? Toate bune sau să-ți meargă bine. Vedem verbul machen, care înseamnă a face și ar veni explicat astfel, să facem așa fel încât să-ți fie bine. Scuze, mach's gut. Sau, dacă nu tutui în persoană, machen Sie's gut. Machen Sie's gut, adică să vă meargă bine, să faceți în așa fel încât să vă meargă bine. În regulă, am pregătit și astăzi o scurtă temă de casă. Prima propoziție de tradus. Bunica spune noapte bună. Am reluat cuvântul bunică, die Großmutter, cu plural die Großmütter, și verbul sagen, ca să vă ajut un pic. Găsiți membrii familiei explicați în episodul anterior. A doua propoziție. Vecinul salută pe mâine. Și am reluat cuvântul der Nachbar, der Nachbar, der Nachbar, vecin, și cuvântul grüßen, grüßen, a saluta. Iar a treia propoziție de tradus, la telefon ei spun la reauzire și am reluat structurile am telefon și verbul sagen. Iar la propoziția aceasta aveți și o mică capcană, adică sunt curioasă dacă aranjați cuvintele în ordinea corectă. Bun. Cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut ce v-am explicat și dacă ce ați învățat azi v-a ajutat chiar și un pic, nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe. Mulțumim frumos! Sper să vă văd sănătoși și săptămâna viitoare. Bleiben Sie gesund und bis bald.